fost un meci bun, adică au fost așa, să zicem, două echipe egale și meciul a fost destul de interesant, cu multe ocazii la ambele porți, adică faze bune, spectaculoase, ambele echipe au ținut bine de minge. A fost, cred că, pentru spectatori un meci bun. Nimeni nu a meritat victoria? Păi, la fel, tot se câștige, atât unii cât și alții. Nu pot să zic cineva mai tare merita sau nu, adică meciul a fost egal și cred că e ok pentru ambele echipe. Ambele echipe, după acest egal, v-ați calificat la braț în play-off. V-ați și studiat într-un fel în acest meci? Sigur, noi adversarii noștri îi cunoaștem de mult, la fel și ei pe noi ne cunosc. Felicitări echipei Nistru cu calificarea în play-off și asta e. Ecolux și Volta sunt celelalte două echipe calificate. Crezi că anume aceste patru formații merită să fie în play-off? Sigur, toți care au ajuns în play-off, acele echipe și merită. Și acolo cine are mai multe șanse? Echipa care mai se mobiliza la maxim și avea mai mult succes. Pe parcursul sezonului, cine din jucători s-a evidențiat? Fiecare echipă a avut, adică, atât urcușuri în meci a unor jucători, cât și jucat nu prea, adică nu pot să evidențiez pe cineva anumit, adică fiecare echipă a fost câțiva lideri care conduceau echipele și au ajuns acolo unde merită. Ai fost selecționerul Moldovei Under 23 la Mondial, unde ai ocupat locul 3 și inclusiv locul 3 la Liga Campionilor, unde ai fost și jucător. Urmează campionatul european. Crezi că Moldova are un cuvânt greu de spus la această competiție? Sigur, al noi campionatul este destul de puternic, adică cu jucători, să zic, experimentați, buni, care joacă în mai multe ligi, adică joacă și futsal, și, adică au experiență de meciuri internaționale în picioare, asta mult înseamnă, adică factorul psihologic cum o să fie. Așa că eu cred că se poate de făcut o echipă bună și de arătat o prestație foarte bună.